Hei, salut lume, Red Artex aici. Așa că am craft world după cum vedeți. Și hai să începem direct cu episodul. Ce vreau să fac în episodul de azi? Nu știu, nu m-am uitat dinainte. Cred că... aș zice să ajungem până... nu știu, asta ar fi prea mult deja, cred. Cred că până aici, la chestia asta, dacă nu e prea mult, vedem, ar trebui să fie destul de ușor real într-un fel, creu un altul poate, o să vedem, deci cam asta ar fi scopul pe azi, asta, să se înfrumusesez baza, cât de cât să fac mai ok, dar că deocamdată e chiar nașpa, praf, prea, urâtă, nu are rost să continui. Hai să facem asta dacă putem. Și... sincer nu prea știu ce să zic. Ideea e că în 10 minute va începe să... vor începe moștri să apară. Din nou. Și defensul meu... e destul de slăbuț. Vreau să-i pun pe ăștia să mănânce și să doarmă. N-au de mâncare. Ce putem să le dăm de mâncare? Pește, n-au mâncat pește niciodată. Va fi ceva nou. Pentru ei, cel puțin. Ok, deci, ăsta e un lucru care tocmai l-am descoperit, se pare că dacă ții control și dai click pe masă, îți umple cu mâncare care ai în mână. Ok, cred că o să folosesc chestia asta destul de des. Și mereu, nu mai arăt de așa coni aici. Și cu de asta umplem pe unde mai putem. Așa. Ok, deci, în caz că vă întrebați cum a făcut asta, tocmai am zis. Dar trebuie doar să țineți control apăsat și să dați click pe masă și atunci vă umple automat full cu chestia aia. Cu mâncare. Aici am lutat asta? Nu încă. Oare așa de greu să lutez tot aici, aici? E doar un om, ăsta. Hai să-l atacăm. Și ce ne trebuie și ăsta? Acum că nu vreau să sparg ăla, gen să nu scot ăla, îmi apare. Dar dacă vreau să scot, nu mă lasă. Cum a fost în episodul trecut, cred. Sau cum... acum două episoade, nu mai știu exact. Haideți odată. Că nu-i așa greu. Acolo sunt moștri aia, deci... totuși... asta se bate aici și restul sunt toți aici. Ideea e că aici sus mai avem o tură de moștri. Că e ușa asta. Sau nu? Atunci o să lutăm. Gen, de aici începem. Ok. Am făcut și achievement. Ne trebuie de astea pe care le punem aici. Până aici ne trebuie, aici ne mai trebuie după, atât. Aici ne trebuie ceva, dar nu mai avem destule. Hai să luăm noi pe unul de asta, să dăm viteza la așa mai mare. Asta nu ne trebuie aici. Așa. Și ajutăm și noi puțin să mai... spargă de aici, să zicem așa. Aici mai putem pune unde era în plus, aici putem sparge noi astea singuri. Nu ajung până acolo cât de aici, dar
N-ar trebui să fie o problemă așa mare. Cel puțin nu cred. Putem să facem ceva de genul și după luăm pur și simplu rândul ăla și lucrăm de acolo. O să revin în 2 secunde după ce termin de luptat asta, nu fac nicio time lapse, nici nimic, pur și simplu revin pentru că time lapse-ul e plictisitor dacă nu fac nimic în el și da. Deci cum am zis, revin în 2 secunde. Așa am revenit și încă nu am terminat cu ăla, dar ideea e că în 3 minute îmi film monstrii ăia și la unii poate încă le e foame, la unii poate le... Ok, asta vreau să o folosesc. Cum? Vreau să pun cât mai rapid posibil pe ceva. Am warrior? Am. Chestia asta e OP față de ce am avut eu. Dă de două ori mai mult damage. De două ori jumate chiar. Nu știu de unde am luat-o, dar nu mă supăr. Așa, ideea că n-am lutat tot de aici pentru că... Cum se zice? Pentru că în 3 minute apar oamenii aia, noștri. Pun pe toți să mănânci acum. Hai să le dăm și de astea. Și se punem la sond, chiar dacă nu trebuie. Tu trebuie să mănânci neapărat. Noi la fiecare în parte, gen să le dau să mănânce la cei care trebuie și așa. Sunt ok. Și revin peste vreo câteva secunde. Ce, nici nu e un minut. Ba da, peste un minut. Când încep monstrii să apară. Sau când vor fi aproape să apară. Așa am revenit, mai sunt încă 3 secunde până apară ăștia monstrii. Hai să vedem unde au apărut. Ce cu ăsta? Să răs ce chestia aia. Partea bună, sper că e bună. E că s-au spawnat aici. Ce-a făcut, mă? A aruncat cu zombiul ăla, cred. Și mi-a distrus casa instant. Atacați. Ce, mă, chestia aia? Serios. Ăla distruge toată lumea la propriu. Ok. Așa ceva n-am mai văzut până acum. Trebuie să-l atacăm, cred. Nu mă lăsa să iau portalul în mână mai devreme. Hai pe el. În rest, cred că am scăpat cu de toți. Creatorul nou, hai să vedem. Giant Thrower. Da, deci exact ce am zis eu. Chestia aia a luat oamenii și a aruncat până acolo. Bine, a luat zombie și a aruncat. În timpul în care am așteptat, le-am mai dat să taie copaci așa. Și de aici o să tai puțin pământ ca să pot să pescuiesc. Așa l-am bătut și pe ăla, deci cam atât a fost, cred. Monstruleții. Cred. Nu? Și încerc să fiu, nu mai avut nimic prin apă. Nu se ascunde nimic. Da, cam atât a fost. Ideea e că trebuie să-mi repar baza. Și nu știu, să-mi fac mai puternică sau ceva. Nici nu știu ce să fac cu ea. Nu, pe asta vreau să o prind. Cum? Mai am de alea, trape. Da, am încă două. Pot să pun aici, pe undeva. Aici, aș putea. Și după să mai luăm una, să o punem unde? Unde se spawnează oițe? Aici. Și punem și un portal. Așa, am revenit, trebuie să fac o scurtă pauză acum 2 secunde. Bine, la voi a trecut instant, la mine au fost câteva minute. Dar ideea e că am revenit înapoi. Aș vrea normal să prind chestia asta în trapă, dar nu știu. Și nici nu aș vrea să o atac, pentru că atunci... Da, atac-o. Vreau să fac, să atac ca să fugă, dar...
Tu cu tine vorbesc. Tu control. Hai să vedem. O să încerc eu să mă duc după ea, dacă el nu atacă direct. Așa. Ce? Nu, mai încolo. Te rog. Nu, am omorât-o. El e devenit. Dacă n-a făcut nimic, chiar n-a ce să fac. Și nici asta aici, nu. Deci asta n-am reușit să o prind încă. Atât că careva. Atât. Ce nu fugea. În fine, ideea că vreau careva să pun aici cât mai rapid. Și nimeni nu se crăpește. Deci o să luăm noi pur și simplu pe unul. Și urcăm cu el pe aici. Și nu vreau să pun de asta, pun piatră normală, pentru că așa a fost și înainte. Și aici vreau să fac un pic mai încoace, ca să fie mai rezistență, nu poate la sparge din nou, dacă mai vine careva de genul ăla. Acoperișul o să las pur și simplu așa. Cred că arată ok. Bine, ok, fie nașpa, dar... e ok totuși. Se poate și mai rău. S-ar putea mai rău. Acum, în caz că vă întrebați ce fac, îi dau replace la toată piatra asta, de pe fundal, cu de asta făcută de mine, care arată mai bine. Nu știu cum să zic. Replace, 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 tot nu, replace. Cred că o să revin, ba nu, o să fac altceva, o să mă pun să fac astea, dacă pot, câteva ca să trec de asta mai rapid. Trebuie niște cuie, niște lemn, după puțină piatră și plâncuri. Vreau să fac o moară, ca să putem face făină și în final să putem face, nu știu, plăcinte, cred, sau ceva. De aici vin doi inamici, dar scăpăm rapid de ei. Gata. La asta vreau să iau lână. Și normal aș mai vrea să prind încă una, dar... nu știu dacă e posibil. Aici nu s-a prins nimic. Nu. Aici vreau să tec-o pe cei ăștia. Și pe ăștia. Și să vin la pescuit. Ce să-l atacăm pe ăsta? Ce mai am pe aici de făcut? Făină, de ăla... trebuie să folosim pădurea magică. Să vă arăt și vouă cum funcționează. Deci pur și simplu e spell-ul. Te duci într-un loc unde ai cât mai mult pământ, preferabil, dacă vrei să faci o pădure mare. Și o folosești. Și atunci pur și simplu pe o rază de... pe o rază mare, se pare că... pentru că e doar de 5 sau nu știu cât, dar e mult mai mare că a venit până aici. O să crească niște copaci foarte rapid, după cum ați văzut. Hai să facem și de asta, ca să ne crească asta, să ne crească farming-ul, skill-ul era, nu știu cum să zic, să avansăm tehnologie. Cel mai bine zis. Aș putea să fac ferma aici, să o mut. Și nici nu știu dacă e o idee chiar așa de nașpa. Cred că ar fi chiar o idee bună. Să folosesc și zona asta. Asta la ce fac, dacă tot am lucrat aici așa. Nu pot schimba, deci nu o să lucru cu ea. O să las așa pur și simplu.
Cam dată vreau să fac baza frumoasă pe dinăuntru, mai frumoasă cel puțin. Cu de asta în spate, cu pietri, cu carmezi, cu nu știu cum să le numesc. Ce pot sau nu? Hai să pescuim puțin și după vreau să scot niște apă, să zic așa. Asta nu are niciun efect, nu mă ajută cu nimic. Hai să vă arăt și vă cum e cu pescuitul. Deci unii asta și după vedeți, pur și simplu vin peștii la aia. Sau să glăcesc. Dar totuși a ajuns unde am vrut eu, ceea ce bine. Și acum vreau să ia apă, ca să... Știți voi să putem face de la? Bine. Ca să avem apă, mă refer. Aici va fi locul meu oficial de pescuit și de luat apă. Pentru că pur și simplu aici se va strânge apa foarte bine și va fi foarte multă. Vreau să mă uit rapid la ceva task-uri să vedem dacă putem face ceva. Ar fi aia cu pietrele prețioase. Aici nu și aici nu. Dar nu știu ce e considerat material prețios. Aurul ar trebui să fie și mitriliară care avem aici. Hai să verificăm. Punem aici așa, dacă nu vedem noi. Oricum astea trebuie să le scoatem de aici. De ce nu? Și aici punem de astea. Alea nu putem să le scoatem. Ok, deci am găsit pietre prețioase. O să iau toate astea, că tot sunt aici. Și tot în rolul ăsta. După mai avem astea. Dungeonul o să-l scot, semnul. Și o să mă apuc de pereți, să le zic așa. Sunt pereți. Deci o să mă apuc de pereți, pur și simplu. Mă enervez că nu pot scap de ușa aia nici cum, dar deocamdată o lăsăm acolo, nu ne curcă cu nimic. Astea nu vreau să le scot încă, pot iau de aici, te rog, pentru că sunt chestiile astea și sunt o grămadă și dau o grămadă de damage. Pur și simplu nu. Tec, mai durează farming-ul ăsta puțin. Și e enervant. Asta vreau să o pun undeva. Și acel undeva e aici, jos. Vreau să mai fac ceva, am văzut astea. Statui de astea, ceva. Asta ar fi interesantă, de exemplu. Ce mai avem? Sunt la decorație, nu, da. Nu avem de astea, dar nu mai pot face pentru că n-am pickaxe-uri. Ar fi fântână. De ce nu? Cu stone și apă. Ce mai avem? Avem de astea. Și de astea vreau să fac ceva. 5 și poate chiar și asta. 2. Așa. Acum ne trebuie făină, care o găsim, cred că la mâncare, nu. Făina este la materiale, să le zic așa, cred că sunt materiale. La fel ca și semințele. Și pot să fac mult mai multe semințe. Dar deocamdată e ok, vreau să fac ăsta, care fac un pot, coal. Puțin fier, pietre și stone wall. Vreau doar unul.
Așa, craft, ce avem la craft? Avem un polanic care nu ne pasă și mâncare. Aha, înțeles. Asta așa să pun aici pe undeva, dar nu pot. Aici oare? Mă ajută cu ceva? S-a prins cineva aici? Nu. Deci o scoatem aia. Și o mut mai încolo, deci nu o să scot definitiv, doar că o pun aici să zic. Ca să putem să prindem ceva totuși, chiar și găini. Dar nu știu ce să zic. Deci au luat apa cam aproape toată, ceea ce e bine. Pentru că oricum nu prea am păsat de ea, cum am zis, pești putem pescui de aici. Ce în rest, nu ne trebuie apă. Doar pentru noi să avem în bază și aia avem. Uite ce fac de asta, catch. Nu știu de ce se spawnează fix aici, dar se spawnează și e bine. Ideea e că face ferma asta mai bună. Și dacă avem de la 2 în sus, cred că se mulțesc, deci oricum e bine. Hai să vedem. Distrus aia, acum o să punem la loc. Pe aici. Și găinile aș vrea să iau, pentru că sunt bune și găinile dau ouă și tot felul. Cred. Nu mai știu sigur. Dar știu că sunt bune la ceva. Cel puțin le poți omoră și le carnea sau penere sau ce dau. Și penere sunt bune la săgeți. Deci oricum sunt bune și alea la ceva. Asta l-o omorăm. Hai să vedem dacă putem astea. Deja nu putem pentru că nu am plasat asta. Și schimbăm cu mâncarea. Punem aici. Mi-ocupă două spații, deci unul pe doi mă refer. Culcă-te. Nu, mersi. Nu încă. N-o să scriu. Dar. Alea, de ce era așa mic? Am murit, dar... Chiar îi face mici? Aia n-o știu, am uitat. N-am mai jucat de o grămadă de vreme. Aici e blocat care va... nu poate ajunge la aia, dar nu dai. Și vreau să scoatem toate astea. Acolo mai sunt talia. Aici ar trebui să fie două nivele de ajuns. Și ajung până aici. După au tot până aici și mai trebuie astea. Tot două nivele. Pentru că podiaua nu o să sparg. Și atât cred că e aici. Ce am eu făcut? Da, într-un fel sau altul. Și te poți să torți aici. Hai să vedem acum putem face de astea. Ne trebuie caul și făină. Da, putem. Pâinea putem face? Nu că nu avem făină. Deci făina se înțeleg că ne trebuie foarte multă. Și pentru asta ne trebuie foarte multe de astea. Care le facem din creu. Gata. Full. Greul pur și simplu îl găsești pe aici, spawnat pe undeva și după cred că îl poți replanta și tot felul. Dar eu cred că l-am distrus pe tot care a fost pe hartă și trebuie să-l cumpăr acum. Ups. Dar nu-i bai. Cumpărăm dacă trebuie. Dar nu știu dacă ne trebuie neapărat. Și dacă nu-i neapărat, nu. Bun, avem arcași. Aici vreau să fac o torță, dar o să fac, nu știu. Aici. Că aici oricum nu mai am de lucru niciodată. Știi ceva, cred că o să revin când pot să... Cel puțin când o să mai am ceva făină. Pentru că acum nu am absolut deloc și... N-are rost să stăm așa doar. Și să nu facem nimic. Deci... Revin imediat. Deci,
Da, terminăm să nu fac. Deci, cum a zis, revin imediat. Așa am revenit pentru că am terminat cu Advanced Stoneworking, deci am făcut statuile și alea. O să le punem în episodul următor, cred, pe casă și așa. Cum vreau să fac câteva de astea? Și în timp ce am fost singur, bine, știți voi ce vreau să zic? M-am gândit, de ce nu fac și eu pur și simplu o ușă, să zic, pe aici să fac o ușă și după un tunel care vine încoace, ca să nu trebuiască să ocolească toată chestia asta ca să ajungă până aici. Și că ar fi o idee, sincer, destul de ok. Ce nu cu asta, mă? Cred că e somn. Și nu știu cum să-mi zică. În fine, nu-i contează acum. Ideea e că încă n-am terminat cu asta și mai avea ceva. Și cum am zis, timelapse nu am cum să fac, n-am la ce să fac. Timelapse despre nimic nu ajută. Deci, revenim când mai se mai întâmplă ceva important sau vedem. Așa am revenit, deci cam acum ar trebui să fie cam gata cu chestia asta. Deja am dat să facă ultimele plăcinte și de astea, ca să termin pâini și tot felul, știți voi ce zic? Ca să am terminat asta. Par segmentul ăsta și l-am terminat. Acum vreau rapid să pară ce face chestia asta, chiar dacă sunt unii. Unii poate nu, dacă nu v-ați uitat la episodul de multiplayer, n-ați văzut. Dar asta este spell-ul meu preferat din tot jocul. Gen, să zicem că îl pun într-un loc explorat deja de mine. Aici vedeți, am o grămadă de piatră rămasă și tot felul. O să pun pur și simplu omuleții ăștia și o să culeagă toată piatra rămasă, toate obiectele de pe hartă, mai exact. Și o să le duc la mine în bază, adică la stockpile. Și fiind, deci, atâta timp cât au un drum liber să meargă pe acolo, de exemplu dacă nu e asta închisă, atunci iau orice obiecte de oriunde ar fi. Și ăsta e pe cale să moară. Este un controller, sigur că moare. Și ăștia, cum vedeți, vin până aici și o să vină după toate itemele de aici. Dar acum o să pun eu pur și simplu mai mulți, ca să vă arăt cum funcționează. Aici scrie numărul lor. Și cam asta face în general, spell-ul. Wow. Asta e împa, deja de ce mi-o pare că e... Nu mai îmi scrie. Ți-am zis că filmez. Așa, în fine, nu contează chestia aia. Ce s-a întâmplat cu lumina aici? Sper că și voi ați auzit aia. Exact asta. Odată apare lumină, parcă... Vedeți? Și asta nu se vede absolut deloc. What the heck? În fine, ideea e că am ajuns până unde am avut obiectivul în episodul de azi. Vreau rapid să mai pun astea, dar... Nu o să le las, pur și simplu doar să fiu sigur că am pus toate. Și o să încheie episodul, chiar dacă a fost foarte plictisitor. Cred că a fost cel mai plictisitor episod care l-am făcut până acum. Deci nu mă supăr dacă nu vă uitați la el. Urmesc. Uitați-vă la el. Deja v-ați uitat dacă ați ajuns aici oricum. În fine, nu contează. Ideea e că am avansat o grămadă în episodul de azi și în episodul următor cred că vreau să mă duc cu o grămadă, deci să vin până pe aici undeva sau cel puțin, nu știu, să vedem. Asta vin drept, deci de ce nu pun aici la chestiile de silver și așa, vedem noi. Am rămas încă în spate cu armurile și astea. Așa am făcut o mică pauză pentru că a contribuit. De fapt doar m-am încurcat și
acum refac outro-ul. Se întâmplă destul de des, dacă mă credeți, să creșesc outro-ul. În fine, chestia asta nu e importantă, ce pot să nu pe voi. Deci n-ar trebui să știți asta, dar în fine. Hai să încercăm să facem și un outro nou, totuși. Deci, eu am fost RedderDex, ați încercat Craft World, vedeți, am fost să stea în sens invers. Așa. Dacă v-a plăcut videoul de azi, nu uitați să dați un like, share, un subscribe, să-ți cele știți voi. Pa, pa.